Primăvara este anotimpul în care oamenii preferă să iasă în aer liber pentru a se bucura de vremea frumoasă. Fermierii sunt obligați să facă acest lucru pentru a-și lucra pământul, mai ales în această perioadă propice însămânțării. În județul Dâmbovița, suprafața agricolă depășește 240.000 de hectare cu diferite tipuri de culturi, precum 63.000 hectare pășuni și fânețe, 9.700 de hectare de livadă, din care 8.200 livezi pe rod, 329 de hectare de suprafață viticolă. Diferența de 175.123 de hectare reprezintă suprafața arabilă. Din această suprafață, 41.868 de hectare au fost însămânțate în toamna anului trecut, iar diferența, 121.961 de hectare, adică circa 70% din total suprafața arabilă, urmează a se însămânța în această primăvară. Astfel, în județul Dâmbovița vor fi însămânțate suprafețele agricole după cum urmează: 14.000 hectare de furaje, 9.000 hectare de legume, 10.000 de hectare de cartofi, 8.000 hectare de ovăz, 1.000 hectare urzoaică de primăvară, 6.000 hectare floarea soarelui și 64.000 de hectare de porumb. În pomicultură se fac lucrările de sezon și mă refer aici la tratamentele fitosanitare, tăierile de fructificare, acolo unde nu s-au executat încă. Pentru acestea se dorește însămânțarea în totalitate înainte de sărbătorile pascale. În această perioadă și pomicultorii au activitate intensă, întrucât trebuie să-și curețe livezile.